pisica are coroană, din coroană, din pisică, ies inimi, inimile pleacă, nu stiu unde pleacă, la Victoria Secret, peste ocean în America, se întorc ca noi în timp. Salut, bună ziua România, bună ziua București, iată că revenim din nou cu o serie de ținute purtate de doamne și domnișoare la evenimente locale. De-aia vă spuneam că îmi place foarte mult toamna în afară de faptul că plouă, Uh, se întâmplă foarte multe evenimente, și atunci nu mai suntem nici noi obligați să accesăm uh, zona internațională, rămânem cumva pe spațiul local. Ori asta mi se pare o chestie emoționantă, pentru că naționalismul n-a făcut rău niciodată nimănui. Uh, dacă pe vremea lui Ceaușescu se stătea la coadă la lapte sau la zahăr sau la portocale sau la chestii de genul ăsta, mă rog, pentru că nu prea se găsea în sfârșit, știți prea bine ce, ce, ce spun. Astăzi, iată că se stă la coadă. Pentru un alt tip de lucruri Ceea ce mi se pare cumva îmbucurător Pentru că asta denotă faptul că suntem un popor sensibil la frumos Și atunci pentru că la această lansare Victoria Secrets, nu? De la Molbanasa, că nu mă înșel Unde trebuia să ajung și eu, din păcate n-am ajuns Pentru că aveam programare la dermatolog A fost foarte, foarte multă lume Lume care nu s-a bătut ca la alte evenimente Unde, mă rog, se lansau colecții de designer, cu un anumit Brand Mass Market, Bun, nu s-au bătut, dar s-a format așa o coadă din cât am înțeles, suficient de consistentă încât. Să tragem această concluzie că românii totuși sunt sensibili la, la frumos Sunt sensibili la ce vine din Occident, la ce vine de peste ocean E vorba probabil de un tip de reminiscență simpatică Pentru că asta înseamnă că nu ne-am pierdut nostalgia Și dacă nu ne-am pierdut nostalgia înseamnă că nu am pierdut nici emoția Despre emoție este vorba și aici în ținuta purtată de Alexia Țalavutis, Actriță și cântăreață. Fac o mică paranteză, am văzut foarte multe cetățene, am identificat multe cetățene cu ajutorul colegei mele de NISA care nu sunt numai actrițe sau nu sunt numai cântărețe sau nu sunt numai dansatoare. În ziua de astăzi se merge foarte bine pe ideea de pachet. Or, asta mi se, mi se pare o chestie bună pentru că te poți orienta mult mai bine, mult mai ușor Adică e și cântăreață, e și actriță, e și dansatoare Adică un fel de trei în 1. Eu susțin susțin treaba asta, mi-aș fi dorit să fiu și eu Nu știu, critic literar, stilist Să știu și o chestie foarte practică Mi-ar plăcea să montez parchet, de exemplu, în maniera interbelică Brăduță la francezesc. Nu ți-l mai pune nimeni în ziua de azi Mi-ar fi plăcut să știu și agricultură și puțină bucătărie În așa fel încât să... Le las celorlalți posibilitatea de a alege. Bun, și implicită uh, mie. Alexia Țalavutis poartă un body din dantelă, un body din dantelă care este foarte prezent, aș putea spune chiar destul de agresiv din punct de vedere estetic, pe care l-a combinat cu un blazer negru cu foarte multe intervenții stilistice. După cum observați, are și decupaje în zona uh, mânecilor, foarte multe ace de siguranță, presupun că asta înseamnă o intenție punk, nu? Mă gândesc, habar n-am. Uh, Bun. Acest uh, body din dantela nu se potrivește cu un blazer cu foarte multe intervenții. Adică el e foarte prezent, dantela e foarte prezent, există un decolteu generos și atunci noi trebuie cumva să temperăm treaba aceasta printr-un blazer uh, neutru. Trebuia să aleagă unul negru. Simplu, la fel de scurt, pe varianta 80s. E o chestie foarte bună, dar nu atât de complicat. Nu mi se pare că o avantajează neapărat uh, jeansul pentru că are această formă la fel de, de obzecistă, dacă vreți, ar fi trebuit să fie mai lung sau tocurile să fie mult mai înalte, eventual ușor mai închis la culoare, în așa fel încât să creeze un efect general armonios. Nu mi se pare că janta se potrivește cu această intenție panca blazerului. De asemenea, pantofii animal print pot fi o chestie simpatică, mai cu seamă la tipul de coafură abordat de Alexia, care mi se pare una foarte ok, Uh, chiar amuzantă Și foarte fresh, foarte actuală Dar ar fi trebuit să aibă și ei tocul mult mai înalt Da uh, Cam asta am de spus la Alexia N Avem aici, dragă, o săgețică Ia stânga-dreapta Stânga-dreapta Dăm în dreapta și ne întâlnim cu Andra Andrescu. Andra Andreescu Uh, care are o pereche de cizme foarte simpatice, doar că ele sunt cumva uh, vișini, par roșii, par, par ceva, adică nu sunt negre. Fusta este albă, topul este negru. Bon, uh, ar fi trebuit să fie fie fusta neagră și căptușala să fie un pic mai lungă, să fie la fel de lungă uh, ca fusta, sau să abordeze o chestie complet albă, și atunci cismele să fie și ele albe, dar asta presupun că deja era o mini extravaganță. Nu-mi displace combinația, adică ideea în sine mi se pare bună. Aș fi schimbat doar culoarea cismelor, aș fi ales niște cisme negre. Nu pe ideea de set, pentru că nu sunt adeptul combinațiilor de genul ăsta, adică nu știu, am geantă neagră, îmi pun încălțări negre. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun doar că atunci când avem o fustă albă, Alba albă alb-optic, alb așa, e foarte complicat dacă în partea de sus spunem negru, să găvâzdim ceva roșu în picioare, mai cu seamă dacă nu e o chestiune de vară, tip sandală sau tip papuc, cum ar fi un birca în ștoc, habar Deci mă refer la cizme, botine, chestiuni din astea de, de sezon. Cizma neagră, asta aș fi pus aici. Andreea Bănică, uite că se poartă dantela de, de Andreea Bănică are o geantă frumoasă, chiar dacă este recunoscibilă, dar mi se pare, mi se pare bine integrată și uite o, o, intenție de aproape baby bag, că nu este un baby bag, e, e, e un um, fel de adolescent, așa, geanta asta, știi? Adică a trecut prin general, a intrat cu brio la Vianu, e intra noua. A început să gațe în curtea școlii, nu știu ce, adică este un fost baby bag devenit adolescent de primă clasă, la un liceu bun, după cum spuneam. De ce ne-am pune noi aceste botine albe, la această rochie neagră, cu inserții periculoase din dantelă care urcă, 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 urcă pe picior? Nu, noi trebuia să punem niște cizme negre, tip botină poate, adică să se oprească undeva puțin mai sus de gleznă sau mult mai înalte. Dimensiunea aceasta, având în vedere cât de periculos urcă dantela asta către coapsă și cât de mult lasă să se vadă piciorul pentru cizmă, la dimensiunea cizmei mă refer, nu mi se pare neapărat una potrivită. Sincer, eu nici nu m-aș complicat cu această jachetă biker, aș fi mers pe ideea de blazer masculin, de asemenea, aș și renunțat și la cercei, și mi-aș făcut o chestie foarte mesi la păr. Andreea Bereclea nu are o ținută clasică, um, mi se pare că îi vine bine. Până la urmă, mă rog, teoretic nu ai cum să greșești cu o pereche de pantaloni negri și cu o cămașă albă. Uh, simt nevoia de o mică paranteză din nou. Mi-aș fi, uh, mi fi tăiat puțin din, uh, din păr, adică l-aș mai scurta. Uh, undeva în zona maxilarului. Mi se pare că ar fi un tip de care, uh, care ar prinde-o și mai bine cumva pe Andreea. Și la această pereche de pantaloni negri, care vin impecabilă, și ales tot o cămașă albă, dar una fără intervenții. Adică fără mânecă atât de bufantă, uh, fără haioșenie, interesanțenie la gât în partea de tunică, o cămașă albă impecabilă, chiar ușor masculină dacă vrei, și revin uh, la același ruj roșu, la ideea de ruj roșu, care mi se pare că ar fi îmbrăcat foarte frumos uh, ansamblul de față. Iată că am schimbat, am schimbat și evenimentul. Acum suntem la Fraivile. 10 years anniversary Romania. La mulți ani, dragă! Carmen Negoiță are un blazer cam subțire. Uh, sincer, eu nu aș fi întors uh, mânecile, în așa fel încât să se vadă căptușala neagră. Aș fi preferat, totuși, poate să-l poarte pur și simplu așa. Mi se pare ok să întorci, să faci chestia asta cu denim, cu o jachetă din denim, de exemplu, cu o cămașă din denim, cu un gen de cămașă, habar n-am. În general, când căptușala nu e atât de contrastantă, nuanța, adică, mă rog, în cazul de față, negru-bej. Negru dar nu mi se pare o chestie rea în sine combinația, aș fi ales o pereche de jeans la fel negri, chiar și slim, așa cum poartă și Carmen în această imagine, dar fără acele ștersături, fără acele ștersături pe care nu le înțeleg, adică sunt și foarte simetrice, stânga-dreapta, deasupra genunchiului, se vede că sunt făcute special. Adică nu ești wilderiță neapărat dacă ai o pereche de jeans cu rupturi și ștersături. Nu ești. Tipul ăsta de sabot 95 de papuc așa cu toc foarte, foarte subțire și el cu vârful ascuțit în sfârșit. Încă, încă, încă insista, adică pe ultima 100 metri, se apropie de mal, se apropie, se apropie, se apropie, doar că în scurtă vreme se va sufoca pentru că va rămâne fără apă și atunci peștele pe uscat nu e foarte confortabil. Dar hai să spunem că încă tipul ăsta e sabot, uh, mai funcționează. Dana Săvuică. Dana Săvuică, uite, are o ținută care mi se pare chiar ok. Uh, îmi place pantalonul ăsta scurt, așa de băiețel, uh, interbelic cumva. Uh, mi se pare ok că l-a combinat cu un blazer alb și cu un top care duce cu gândul, trimite cu gândul la ideea de, de lenjerie purtată la vedere, ceea ce... E ok, un trend care încă funcționează, și el, ca și sabotul cu vârful ascuțit, doar ca și ales altă perche de pantofi, adică unii foarte, foarte clasici, niște scarpeni clasici, impecabili, negri și atât. În rest, numai de bine. Denisa Potecaru și Silvia Popescu, două foste concurente la Bravo Style, două fete foarte simpatice, care de ceau genți la fel. A, nu sunt gențile, sunt goodie bags de la Victoria Secret. Ne-am întors la Victoria Secret. Ne întoarcem în timp, Denisa. Avem această capacitate unică la el, România, de a ne întoarce în timp. Deci noi plecăm de la Victoria Secret, ajungem la Frai Vile, 10 ani, la mulți nu știu ce, trecem pe la Elize cu paharul de vin, cocktailul, doamnele care au băut randafirul alb, și ne reîntoarcem la Victoria Secret. dacă aș putea să fac asta și cu avionul, că mi-e frică de zbor, nu știu, să întorc ceasul așa și să fiu la Miami. Mă rog, la Miami, că nu-mi place la Miami. Să fiu la unde să fiu, dragă? Undeva. La Praga, nu știu, la Paris, habar n-am. Fetelor, când mergeți la mol, nu mergeți neapărat la Met Gala. Adică v-ați dus la mall, băneasa. Indiferent cu ce ajungi până la mall băneasa, tot la mall băneasa ești. Ori tu, ajuns la Mall băneasa, chiar și la un eveniment uh, de Granda, Fashion, nu știu ce. trebuie să decolezi neapărat. Adică, mie îmi place Silvia, uite, sigur că îi vine bine chestia asta foarte scurtă, e foarte slabă, doar că e overdressed. Știi? Nu poți să fii overdressed la Mol. Nu, nu prea poți. E, e un pic. Uh, nu știu inadecvat. Adică, da, aș fi ales o chestie mai temperată, cel puțin în partea de sus. Tot un top negru din mătase, dacă vreți, uh, uh, picioare la vedere, mai cu seamă că și permite, doar că flamboiul ăsta În partea de sus e un pic anti-mol, așa, e un pic anti... Uh... Da. Uh... Denisa are o pereche de jeans care mi se pare ok, cu o pereche de bocanci, ce poate fi mai fresh pentru o uh, tânără fată, pentru o tânără domnișoară? Bocancii sunt și foarte frumoși, doar că, din nou, în partea de sus, aș fi ales o altă chestiune. Un t-shirt mai uh, relaxat, chiar și o cămașă din denim în aceeași nuanță, uh, pe care o combinam cu un colan uh, cu un colan auriu la baza gâtului, purtat pe sub guler. Chestiuni de genul ăsta, adică n-aș fi luat un top virginal cu o mânecă bufantă. Mă rog, e ok, am în două, au ceva oarecum bufant care decolează un pic de nisa topul, mâneca. Silvia decolează cu totul prin această construcție, mă simt nevoia să repet, ușor prea badabumică pentru ideea de uh, mol. Diana Munteanu este consecventă, îmi place că e consecventă. Ea e fidelă unui tip de machiaj, este fidelă unui tip de coafură, ceea ce nu e neapărat rău într-un peisaj de genul acesta. Asta înseamnă cumva o semnătură personală, dacă vreți. Deși aș și renunțat la acest decolteu care mi se pare cumva inutil, adică ea are un top extrem de decoltat, se vede un sutien, dar și niște decupaje pe mânecă. De ce? Că ce? Nu. Aș fi ales un top negru. Uite, chiar și o maletă. De ce nu? O maletă. Mi se pare foarte, foarte sexy să porți maletă, adică să fie acoperită în partea de sus, să ai un col rulé, nu neapărat largă, putea să urmeze și linia corpului, mai cu seamă când ai sandale în partea de jos și glezne foarte frumoase, by the way. E foarte sexy treaba asta, știi? Maletă în partea de sus, picioarele cumva dezgolite și o pereche de jeans clasici. Uh, într-o nuanță relativ clasică, fie și gri, fără intervenții. Ginsul ăsta cu intervenție e foarte greu de stăpânit, și dacă nu este un jeans cu intervenții cu adevărat wow, cu adevărat statement, intervențiile devin inutile. Uh, Laura Cosoi are o curea. De ce? Aici. Uh, cureaua asta, Laura, nu mi se pare ok. Îți vin bine pantalonii, mi se par ok acești, acești bocanci, acești botine un pic troscăite, mie îmi plac încălțările mai troscăite așa, care nu arată cumva perfect ca scoase din cutie, mi se pare foarte ok. Chiar și ideea de top negru funcționează, doar că nu înțeleg rolul acestei curele. Nu-mi dau seama dacă cureaua face parte din top, dacă așa vine topul sau dacă tu ai pus cureaua acolo, eu aș fi scos-o. În rest, n-am nimic de comentat, arăți foarte bine. Lili Sandu, a Lili Sandu Lili Sandu se vrea clasică aici, uh, dar nu e neapărat clasică. Mai, uh, chestia asta cu jachete de smoking, pantalon de smoking și corset din dantelă s-a tot văzut, adică de la Beluci până la cine dragă, diverse alte cetățene au tot forjat, au tot mixat, au tot insistat pe combinația asta, mie ajunge să nu mi se mai pară acum neapărat clasică. Uh, uite, pentru tipul ăsta de blazer foarte structurat, cu umăr bine definit, presupun că e și cambrat, dar ții mâna în buzunar și nu se vede neapărat bine, dar presupun că e cambrat, pentru tipul ăsta de blazer, aș alege o coafură cumva, Lili, dacă vrei, mult mai structurată. Uh, nu neapărat cu volum, dar mai structurată. Aș lăsa să se vadă totuși decolteul dacă tot l-am pus, să se vadă linia gâtului, claviculă, nu știu ce, nu mi-aș aduce păr în față uh, și aș alege, nu știu dacă neapărat un corset. Uite, dacă vrei mai degrabă ce a ales Dana Săvuică, tipul ăla de maiou din, din dantelă, din, din, mă, din mătase, cu foarte puține dantelă, cu o bordură din dantelă, uh, sau aș merge pe ideea de, nu știu, chestii mai relaxate, t-shirt alb-negru, un gen de cămașă cu guler montant. Pentru că mi se pare că e un tip de previzibil aici, care se vrea clasic, nefiind neapărat clasic. Pantofi nu-mi dau seama că sunt din rips sau din crepsa tinde și nu cred, probabil că sunt din piele. Într-o nuanță pe care nu o înțeleg neapărat, mai cu seamă că există culoare și aici, la machiaj mă refer la ploape. Da. Cred că negru, adică nu cred sigur, negru ar fi fost mult mai indicat. Uh, Nico are o ținută care o dezavantajează din toate punctele de vedere, de la pantalon la încălțările sport. Uh, nu îi se potrivesc neapărat nici ei ca gen, dar nici ei ca structură, ca, ca fizionomie, ca înălțime, ca. Uh, Bun, și așa mai departe. Nu înțeleg deloc acel tricou foarte haioșistic cu o pisicuță, pisica are coroană, din coroană, din pisică ies inimi, inimile pleacă, nu știm unde pleacă, la victoria Sicris peste ocean în America, se întorc noi în timp, are și un blazer foarte larg care nu avantajează, o pălărie, neo -cowboy. ce caută pălăria neo -cowboy cu pisicuța pe tricou, nu înțelegem nici asta, îmi pare foarte rău să spun, dragă Nico, dar nimic nu merge cu nimic, nimic, nimic cu nimic, nu ești nici cool? Nu ești nici clasică, nu ești nici sexy, nu ești nici actuală, este o ținută care s-a vrut a fi interesantă, dar nu e deloc, îmi pare foarte rău, tu ești o fată foarte simpatică, cum par eu Nicoleta nu care o pereche de pantaloni prea lungi, prea largi, ce se întâmplă în partea de jos este neîntâmplabil, ca să spun așa Uh, nu înțeleg topul, nu înțeleg jacheta. Este o jachetă biker care nu e o jachetă biker. Se vrea biker, dar nu e biker, nu e nici clasică, nici actuală, nici veche, nici nouă, nu e nimic. Pantalonul este prea lung. Uh, culmea, printul pantalonului, acest pepit, acest picior de cocoș, dacă vreți, se poartă. Dar combină-l cu un sacou dintr-un material similar, eventual cu pepitul mai mare, mult mai mare, și cu o maletă neagră. De asemenea, la jacheta biker, la top și la pantaloni, ăștia care trimit cumva la, la, la ideea de Dior 47, nu înțeleg roata, cercelul. Nu, nimic nu merge cu nimic, din păcate. Îmi pare rău, Nicoleta. Rubi are o pereche de pantaloni din piele sau tip piele, mă rog, ceva, cu un t-shirt negru și o pereche de uh, pantofi sau botine cu vârf foarte ascuțit. În teorie n-ar fi nimic nimic greșit aici. În practică ceva nu se întâmplă bine. Uh, și cred că nu se întâmplă bine următoarele aspecte. Faptul că tricou este mult prea relaxat, având în vedere ce se întâmplă cu pantalonul în partea de jos. A. Ah, putem face și treaba asta. Volum în partea de sus, volum în partea de jos, dar atunci tocul trebuie să fie unul amețitor. Efectiv amețitor, în așa fel încât el să susțină. Construcția din partea de sus, pentru că și intercontinentalul are o bază uh, solidă. Unii spun chiar că e pe rulmenți pe roți, ca să nu pice la cutremur, ca așa a vrut Ceaușescu. Cum ar fi să vedem intercontinentalul pe două uh, moțofleci, așa? Nu! Nu! Ceva de grand am picioare ca să meargă volum jos, volum sus. Sunt Iana Iacob. Uh... Uite, maru... Dacă eu n-aș fi pus acești sneakers în picioare, aș fi mers pe o băbească, pe o Miss Marple, pe un pantof, dacă vrei, într-o nuanță de maron, de vișiniu, greș, habar n -am. foarte băbesc așa, derivat din Oxford, dar pe ideea de semi cum a scos Prada sezonul ăsta și a luat și domnica unii superbi, sunt negri. Adică, ideea de sneakers combinat cu orice, oricând, la orice, a trecut. A trecut, slavă Domnului. Sonia Argint are o rochie care îi vine bine, o pereche de pantofi nude care îi vin foarte bine, o pereche de cercei mai obzeciști, așa, face un fel de, cu cercelul face un fel de Isabela Gianni în, în metrou. N-am ce să comentez, o ținută armonioasă care îi vine foarte, foarte bine, aș și preferat cumva, poate, să aibă o altă geantă, pentru că e ceva totuși foarte previzibil în această combinație. Uh, altă geantă, nu mă refer, nu știu, la o servietă, la un rucsac sau la o interesanțenie sau ferească Dumnezeu la o baby, baby, baby bagă. Nu, mă refer la o geantă cumva la care nu te-ai fi gândit când alegi o pereche de escarpen sau de stiletto nude. Poate exact la asta mă refer, la o geantă care să nu fi fost nude. Poate chiar vișinie. Sore are o ținută în stilul care deja a consacrat-o, îmi plac foarte mult bocan și îmi place fusta, îmi place tricou. Uh, aș fi scos complet pălăria. Aceste pălării, mai nu știu, eu nu le mai înțeleg. O perioadă uh, cetățenii au fost fierți pe alea pe care le purta tip uh, Pit Doherty, tip festival, tip chei, mos în oroi, tip, tip, tip. Nu, pălăriile astea nu mai înseamnă nimic, acum nu mai spun nimic, e o nuanță foarte mișto de păr, ești tunsă foarte bine, lasă-ți dragă găperi și căpșorul așa cum e el. Uh, Ștefani, cine, uh, cine e Ștefania, cine, Ștefania? A, Ștefania este cântăreață, dansatoare, pe când actriță. Eu pun pariu că o să fie și actriță în curând. Uh, nu, e și un pic supă. E supărată, e supărat, pe noi? E supărată, nu? Păi să fii supărată, fetiță. A venit Victoria Sigriț în România. Uh, America e cu noi. Avem de toate vin alegerile. Ești tânără, ești actriță, ești dansatoare. De ce sub impoze? În, în loc să fii toată o rază de soare, Ștefania, să ne arăți o dantură impecabilă, Old Hollywood, să faci o mișcare, o ceva, tu stai sub impoză și te iei prea în serios. Nu te mai lua așa în serios. Sandaleta nu se potrivește cu jacheta, jacheta nu se potrivește cu topul, jeansul mi se pare ok, ideea de cercel din ăsta tip clips, așa auriu, nu știu ce, mi se pare la fel de ok, aș fi ales un crop top, dar nu cu genul ăsta e mesaj dacă voi o jachetă animal print. Trebuia să alegi unul simplu și nu mai fi supi. Te rog eu mult, că o să fiu supi și eu. Gata? Ne-am întors în timp, am fost la Victoria Secret, am fost la Fraiville, am fost la Elize, după aia iar la Victoria Secret. Am văzut tot ce s-a întâmplat în oraș în ultimele câte dragă, 5 zile, 6 zile, 7 zile. În ultima săptămână. La revedere! Bună seara, România! Bună seara, București! Revenim!